fără plan de rezervă la complexul energetic Oltenia. Planul de restructurare al colosului energetic riscă să nu fie aprobat de Comisia Europeană, atrage atenția deputatul Mihai Weber, iar un plan de rezervă nu există. O confirmă chiar liderii PNL. Totodată, liderul socialdemocraților din Gorj spune că este grav că nu în următorii 10 ani vor dispărea peste 8.000 de locuri de muncă. Și nu este singura voce care susține acest lucru, de aceeași părere fiind și consilierul județean Iulian Popescu. Conducerea CEO dă însă asigurări că planul de restructurare va fi aprobat. Deputatul Mihai Weber atrage atenția asupra faptului că termenele pentru aprobarea planului de restructurare al complexului energetic Oltenia au fost depășite și reafirmă că CEO Oltenia este la mâna Comisiei Europene. Acesta este de părere că ar fi trebuit să se înceapă cu un plan de rezervă, iar după să se apeleze la planul de restructurare. Cea de-a doua variantă și singura, sau singurele cele două variante, este și cea mai pesimistă și sigur, fiecare dintre noi nu trebuie să ajungem la să ne gândim, dar trebuie luat în calcul, este ca acest plan de restructurare să nu fie aprobat de Comisia Europeană. Și atunci, în mod normal, unitatea economică, ministerul, conducerea acestei unități, factorii responsabili, ar trebui să aibă un plan de rezervă. Ce se întâmplă în cazul în care acest plan de restructurare nu este aprobat? Plan care, după cum bine știți și dumneavoastră, știu și eu și mă rog, și fiecare cetățean interesat, nu există. Eu cred că cu asta ar fi trebuit să înceapă, dom'le, hai să luăm cel mai negru, cel mai sumbru scenariu în calcul, să vedem ce se întâmplă dacă acest plan de restructurare nu e aprobat. Și atunci existau mai multe modalități în care statul trebuia să intervină să susțină această unitate strategică. Acum e tardiv, pentru că s-a mers pe drumul acesta, s-a mers pe drumul consultării și aprobării de către Comisia Europeană, să vedem care este urmarea. Să știți că speranțe mari nu sunt. Totodată și consilierul județean Iulian Popescu confirmă că nu există un plan de rezervă în cazul în care planul de restructurare al complexului energetic Oltenia nu ar fi aprobat. S-a putut face ca în câteva luni să avem un memorandum și Ministerul Finanțelor să acorde un ajutor de salvare, aceasta este prima etapă, cum ar veni, întâi de salvare și apoi se convertește într-un ajutor de stat, astfel încât până la 1 aprilie 2020 CEO să achiziționeze, să aibă deja certificatele de CO2 achiziționate. Dacă nu le achiziționa, atunci amenda pe fiecare certificat neachiziționat este de 1000 de euro. Este o sumă, dacă mulțim cu undeva o sumă de 11 milioane, este număr de certificate pe care CEO le utilizează sau are nevoie în fiecare an, faceți un calcul și vă dați seama că această sumă este una exorbitantă și ar fi dus instantaneu la închiderea complexului energetic Oltenia și intrarea lui în faliment. Nu există plan B, este singura soluție posibilă ca complexul energetic Oltenia să trăiască, să continue, să nu mai să trăiască, să devină o companie profitabilă. Este acest ajutor de stat cu restructurare, cu tot ce înseamnă această analiză economică. Pe de altă parte, directorul complexului energetic Oltenia, Daniel Burlan, a declarat la un post de televiziune local că în data de 15 martie planul de restructurare al complexului energetic Oltenia va fi aprobat. Cei de la Comisia Europeană s-au simțit confortabil cu planul nostru de restructurare. Urmează să fie analizat de toate comisiile lor de specialitate. Până în 15 februarie trebuie să primim răspunsul Comisiei Europene, care va fi desigur unul favorabil. Până în 15 februarie vom avea aprobarea planului. Urmează ordonanța de acordare a primei tranșe din ajutorul de stat, 241 de milioane de euro, cu care vom achiziționa certificatele aferente anului 2020, a declarat Daniel Burlan la un post de televiziune locală. Planul de restructurare al complexului energetic Oltenia prevede investiții de 3,5 miliarde de euro care ar trebui făcute la CEO până în anul 2025, dar și dispariția a circa 8.000 de locuri de muncă din cadrul companiei. Încă din toamna anului trecut, acest plan se află pe masa celor de la Comisia Europeană, însă nu a fost primit încă niciun aviz.